O nouă lovitură pentru Alex Body. Afaceristul a fost din nou arestat. Ziua de 11 octombrie a fost una plină de surprize neplăcute pentru Alex Body. Afaceristul a primit o palmă grea din partea vieții, fiind din nou trimis în spatele gratiilor. Nu pentru că ar fi comis vreo infracțiune sau pentru că s-ar mai fi descoperit vreun nou dosar. Afaceristul a declarat într-un film postat pe contul său de socializare că nu a putut să respecte termenii procedurali. Și nu pentru că nu a vrut, ci pentru că a avut probleme cu sănătatea, deși a depus toate documentele necesare. Se pare însă că nu a fost de ajuns. Afaceristul a afirmat că în certificatul medical pe care l-a primit de la medic scria negru pe alb că e nevoit să stea acasă. Dar oamenii legii nu au fost interesați de acest aspect. Aceștia au decis arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. În filmul postat pe Instagram, Alex era vizibil supărat de cele întâmplate, însă nu a lăsat să se vadă. Acesta a spus că îi pare extrem de rău pentru suferința pricinuită familiei și celor mai buni prieteni, dar e convins că va trece și peste această cumpănă cu ajutorul divinității. Cu câteva luni în urmă, fostul soț al Biancăi Drăgușanu a fost trimis în judecată alături de alte 29 de persoane într-un dosar de trafic de persoane și proxenetism. El a fost acuzat că ar fi racolat mai multe tinere pe care ulterior le-ar fi pus să se prostitueze în perioada 2008-2011. Despre milionarul din Mediaș se spune că ar avea o avere de 20 de milioane de dolari. Alex Body e recunoscut pentru pasiunea sa pentru femei frumoase, iar printre divele care i-au fost alături se numără și Bianca Drăgușanu, ce i-a devenit soție pentru puțin timp. După despărțirea de blondă, acesta s-a consolat în brațele superbei Daria Radionova, dar nici cu aceasta n-a avut mai mult noroc. Ultima sa cucerire este make-up artistul vedetelor Emauta, cei doi fiind văzuți recent la un eveniment privat, când Body a botezat fetița unui prieten. Din păcate, arestarea afaceristului le-a cam stricat planurile.